Varujan Vosganian, dialog cu publicul vâlcean despre ediția a doua a volumului Statuia Comandorului, cel mai nou volum pe care cunoscutul scriitor și-a pus semnătura. Reîntâlnirea cu vâlcenii a avut loc în prima zi a lunii noiembrie la sediul Bibliotecii Județene Antimi Vireanul. Avem alături de noi pe domnul scriitor Varujan Vosganian, un om care, dincolo de chestiunea de natură politică, este în primul rând un scriitor, un scriitor extrem de prolific. Este autorul unui volum, Cartea Șoaptelor, care a fost lansat și aici, la Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, volum care a fost nominalizat pentru premiul Nobel de Uniunea Scriitorilor din România în anul 2013 și în anul 2014, de Uniunea Scriitorilor din Armenia, 2013-2015, și de Asociația de Limbă Ebraică din Israel. Prima ediție a volumului Statuia Comandorului a primit premiul Asociației Scriitorilor din București pentru cea mai bună carte de proză a anului 1994. Este de altfel și motivul pentru care astăzi ne aflăm aici, pentru lansarea acestui volum de carte. Considerată una dintre puținele cărți desertar ale literaturii românești, Statuia Comandorului cuprinde 4 novele și este inspirată de viața și traiul în România comunistă. Personajele volumului fiind oameni obișnuiți de tot felul, muncitori, țărani, intelectuali, comercianți, ce au în comun spațiul concentrațional în care trăiesc. Revoluția a venit când românii se deprinseseră cel mai bine cu comunismul. În anii aceia, românii deprinseseră felul de a străi, de a se descurca, de a supraviețui în comunism. Fiecare știa la ce oră vine brânza sau puiul, coada se trimitea din vorbă în vorbă ca folclorul pe vremuri, știai de unde trebuie să cumperi chet și cutii de nes pentru doctor, știai care vecin are aparat de multiplicat ca să vezi filme cu Chuck Norris și șogunul lui Richard Chamberlain. Deci știai toate lucrurile astea. Revoluția a venit complet pe nepregătit. Al doilea lucru. Nimeni nu și-a imaginat că se va termina vreodată. Cel puțin personajele mele nu au nici cea mai vagă iluzie că spațiul concentrațional în care trăiesc se va limpezi vreodată. M-am gândit după aceea dacă știu vreo lucrare tipărită sau netipărită sau vreo personalitate a culturii române care a propovăduit în timpul comunismului postcomunism. Personal, n-am găsit răspunsul la întrebarea asta. L-am întrebat pe Nicolae Manulescu, despre a cărui cunoaștere cuprinzătoare nu avem nicio îndoială. El mi-a spus că probabil, din cauză că un astfel de concept nu ar fi trecut litera tiparului. Dar el nici măcar nu circula între noi. La noi nu există corul sclavilor din Nabucco care să propovăduiască libertatea. Noi eram niște sclavi fără să propovăd, fără să visăm libertate. Pentru noi, comunismul devenise vești. Care este consecința? Pentru că ne resemnasem cu această idee, noi n-am fost educați să fim liberi. Educația este și o șansă, dar și o prejudecată. E o șansă pentru că dacă te educi ca pe deprinderi noi și folositoare, dar este și un obstacol pentru că în clipa în care te-ai educat într-un fel, e mult mai greu să te educi în altfel. Ba chiar uneori ai iluzia că te-ai educat altfel, dar se întâmplă ceva, o împrejurare brusc te duce în valea plângerii din povestea lui Petre Ispirescu și ajungi să te comporți exact ca atunci când credeai că ai început să te reduci. Narațiunea are o linie constantă. Și constantă este și drama
tensiunea este egală de la o narațiune, de la o novelă la alta. Dacă nu am ști că Varojan Vosgarian este român, o fi el armean, dar tot român este, și la Craiova ieri îmi spunea de niște celebre personaje istorice românești, și am zis, domnule, se pare că sunt pe lângă istorie. M-a corectat domnia sa. Spunea de dramatismul, tensiunea fiecărei novele. În Statuia Comandorului, așa pe un ton de, ai spune, de șagă, de glumă bine organizată și bine susținută, sunt două personaje, chiar le pot trata personaje anonime. Pentru că Varujan ridică personajul anonim la personaj care le vine celebru. La sfârșitul bucății respective, paginilor respective, este deja personaj celebru. Unul este colecționar de statui, iar celălalt este vânzător la un magazin de obiecte sanitare. M-a amuzat foarte tare modul în care acest personaj vânzător de obiecte sanitare lustruia piesă cu piesă, din puținele, din ce în ce mai puține piese pe rafturile magazinului lui. Și vizitat din ce în ce de mai puțin oameni. Dar în paralel cu această chestiune se naște o altă problemă. Varujan Vosgarian creează alte provocare. O sinucigașă. N-am să povestesc, pentru că data trecută mi-a reproșat că am o vreau numai să vă fac curioși. Această sinucigașă joacă și ea pe buchet de cuțit, pe o sârmă foarte subțire. Pentru că cei care trebuiau să o obige să răzgândească, erau cei doi care vorbeau în acel magazin de obiecte sanitare. Și aveau și o fofează, cum zicea, sfârlează din aia, care avea darul să mute atenția sinucigașei de la poartă spre Cârâitoare. Bun. Respectiva doamnă nu se sinucide. În schimb, colecționarul de statui are un sfârșit, ai zice, imprevizibil. Dacă nu ai stat să te gândești foarte bine cum colecționează ăsta statui. O colecționează și pe al lui Stalin. Stalin cu Iosif Vissarionovici, Stalin cu acel deget împungând un orizont imaginar. Ei, exact această statuie la care ținea foarte mult și are niște interpretări, niște exegeze la adresa sovieticului gruzin, tocmai această statuie, într-un moment de neatenție, încercând să o mute, acel deget îi se înfige exact în piept. Foarte tensionată, foarte interesant. Mă bucur imens și cred că lectura textelor domnului Vosgarian este pentru noi un mister fascinant și în același timp omul de acțiune ne ajută să trecem către tărâmul prieteniei prin și fascinație. Statuia Comandorului a fost publicată după anii 90 într-un tiraj mic, însă în 2018 a apărut ediția a doua la editura Polirom și astfel a devenit cunoscută marelui public.